Cum tema din acest an a Târgului Agromalim a fost ferma de carne, sectorul taurinelor de carne a avut la această ediție o reprezentare mult mai bună decât în anii precedenți. Cristian Chișmorie, președintele Asociației Crescătorilor de Vaci de Carne din județul Arad, a prezentat la Agromalim 2013 25 de taurine de carne din ferma sa, 8 tauri și tineret peste 6 luni din încrocișări de albastru belgian, charolais și bălțată românească. Mândria noastră la acest exemplar este faptul că nu a fost importat niciun exemplar, nici vacile din care provin chiar nu sunt importate, toate sunt prin absorție genetică și încrucișări de absorție. Am reușit această performanță să o realizăm, s-a început în urmă cu 10-13 ani, prin 2000 când ne-am apucat de vaci. Și pe parcursul generațiilor am îmbunătățit prima dată în prima generație, a doua generație, a treia generație, a patra generație, până am ajuns la rezultatele care se văd aici. Rase de carne albastru belgian avem, mai nou de vreo 3 ani lucrăm cu charolais Coulard, ca să protejăm caracterul Coulard la ceea ce am realizat până în prezent și totodată să mărim viteza de creștere a produsilor. Deoarece la albastru belgian am o ușoară critică vis-a-vis de viteza de creștere, dar la charolais se vede că creșterea e mult mai accentuată decât la albastru belgian. Și totodată avem niște exemplare la care am încercat de vreo 10 ani să prind roba de păbălțată, să o prind pe un exemplar cu formă de albastru belgian. Am avut niște vițele care au segregat taurii respectiv pe culoare roșie și tot pe aceste vițele am venit cu un taure din Franța, INRA 95, și am reușit să prind niște tauri care sunt cu roșii și pe robă de bălțată. Scopul acestui taur era ca să ameliorăm caracterul de carne în cadrul rasei bălțată românească, fără ca să îi modificăm roba. Aceștia ori ar putea fi destinați fermelor de bălțată românească în care crescătorul vrea să-și amelioreze caracterul de carne, spune Cristian Chișmorie, însă taurii nu pot fi autorizați pentru montă în România. Ar fi normal să fie preocuparea anarzului ca acești tauri să fie codați, susține Chișmorie, care acuză responsabilii de ameliorare în zootehnie că nu sprijină și nu recunosc rezultatele muncii crescătorilor de taurine. Anarzul a fost puțin sensibil la toată povestea asta. Am motivat că, dat fiind faptul că sunt tauri francezi care nu au fost codați în România, nu pot fi recunoscuți acești tauri. Noi putem să arătăm rezultatele de 10 ani încoace. Acum, nu știu ei cu ce pot să arate că ne-au ajutat, pentru că ori de câte ori le-am cerut sprijinul ca un individ să fie recunoscut, au cam strâmbat din nas, nu au recunoscut ceea ce am realizat până în prezent. Avem doar doi tauri care am putut obține din taurii, au fost obținuți din alți tauri care erau codați în România, produsii respectiv, și atunci astfel le-am putut codifica și am și furnizat la Sentes Craiova pentru a fi recoltați pentru material similar. Cred că sunt printre puținii tauri, poate că și singurii, producție internă de tauri proveniți din România, care sunt autorizați pentru recoltare de material seminal din rasa albastru belgian și unul piamontez. Vrem să arătăm că totuși se poate, că putem și noi să producem tauri de selecție și doar cerem sprijin un pic anarzul să fie mai atenți cu noi și să ne sprijine cu ceea ce poate. Considerăm că e un motiv subțire faptul că părinții acestor tauri sunt codați în Franța și n-au trecut prin laborioasele proceduri de codificare în prealabil ca ei să fie obținuți. Membrii Asociației Crescătorilor de Vaci de Carne din județul Arad dețin în total un efectiv de 300 de taurine de carne în diferite stadii de absorție, cu rasele pentru carne albastru belgian, charolais și piemonteză.